Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și lucrez cu oamenii de 43 de ani ca profesor și psiholog. La Gânduri cu Tâlc, astăzi vreau să-ți vorbesc puțin despre puterea recunoștinței. Și Balzac zicea că recunoștința este memoria inimii. Și Oprah Winfrey zicea că să fim recunoscători tot mai mult și vom avea mai mult. Dragilor, care este puterea recunoștinței? Cu cât suntem mai recunoscători, frecvența energetică a ființei noastre, a gândurilor noastre, a conștiinței noastre, care este câmp energetic, da? Se înalță, dar este, frecvența este din ce în ce mai ridicată. Și acest lucru pune în mișcare forțe puternice, da? Universale, care aduc către noi mai mult din ce ne dorim, ca și abundență, prosperitate, bine și frumos în viața noastră. Dragilor, pentru mine astăzi este o zi magică, măreață, minunată, pentru că astăzi îmi lansez a doua carte și este vorba despre povești pentru copii de succes. Lansarea va avea loc după amiază la ora 5 la Biblioteca Județeană din Slatina Ion Minulescu și am invitați de vază personalități puternice din educație și cultură. Dragilor, vreau să fiu recunoscătoare lui Dumnezeu, pentru că mi-a dat această putere să duc la bun sfârșit acest proiect și astăzi cărticica mea pleacă în lume. Știu că va ajuta mulți oameni și va aduce mult folos oamenilor și copiilor deopotrivă. Vreau să fiu recunoscătoare pentru starea de sănătate care mi-a permis să fac acest lucru, pentru dragostea celor de care mă înconjor, prietenilor și familiei mele, da, care mi-au fost alături în toată această perioadă și nu numai. Vreau să fiu recunoscătoare pentru voi toți, dragii mei, care sunteți în fiecare zi cu mine și care veți fi acolo cu mine și fizic. Vreau să fiu recunoscătoare pentru tot ce vine în calea mea, în viața mea și să știți că acest lucru îl fac în fiecare zi dimineața după ce mă trezesc. Și dimineața mulțumesc în avans pentru ziua care se așternă în fața mea, iar seara la culcare mulțumesc pentru tot ce am petrecut în acea zi care tocmai se încheie. Vă sfătuiesc să faceți așa și o să vă bucurați de mai multă abundență, prosperitate și bucurie în viața ta, în viața voastră. Sper să vă fie de folos și haideți să fim mai recunoscători, pentru că, din păcate, uneori cerem, se împlinește și uităm să mai mulțumim, da? Vă pup și vă aștept la lansare!